Folytatódik a kollokvium beszélgető műsora a Csak egy kávé, Continua seria discuzilor la o cafea, în cadrul colocviul teatrelor minorităților naționale și o salutăm pe Elize Vilk, în mijlocul nostru. Bună ziua! Bine ai venit! Ziceam că e o situație paradoxală, suntem la Gheorgheni și e cald. Da, deși, ca niciodată. Deși spectacolele care te leagă cumva, să zicem, de Gheorgheni, Hideg, frigul, și chiar și Dispariții, unde e frig, mai toate scenele se întâmplă iarna, au ceva cu frigul. Pe tine te inspiră frigul? Cred că da, pentru că eu iarna lucrez cel mai ușor. Vara nu prea am inspirație, dar iarna mereu, cam majoritatea textelor mele, au fost scrise iarna. Mi te imaginez așa în Brașov, cum cade zăpada, ce faci, te închizi în casă? Da, nu rău, eu nu prea place să stau mult timp în casă, dar iarna e mai ușor, nu sunt atâtea tentații și atunci e mai ușor să stau și să mă concentrez pe ceva dacă afară e frig și zăpadă. Și nu te duci în poiană la schi? Ba da, mă duc și în poiană, dar eu sunt mai mult omul verii. Atunci te plimbi, te duci în excursie. Da. Și iarna stai și scrii. Da, mă rog, cât reușesc. Hai să vorbim mai întâi despre frigul, spectacolul care l-ați făcut în Gheorgheni împreună cu Leta Popescu. Cum s-a născut acest spectacol? Da, am fost invitate aici să facem un mockumentary despre orașul Gheorgheni. Și am vrut să pornim de la întrebarea de ce este frig în Gheorgheni. Am venit aici, într-o zi de decembrie, am cunoscut actorii și ei ne-au povestit tot felul de legende despre oraș. Apoi am fost să vedem un meci de hockey, numai noi două, și ne-am rătăcit, nu găseam stadionul. Am întrebat tot felul de oameni pe stradă care toți ne-au trimis în altă parte și până la urmă, slavă Domnului, am reușit să ajungem la meci, pentru că acest meci a fost important, deoarece m-a inspirat foarte mult pentru una din scene, unde am inventat cum a apărut echipa de hockey a Gheorghenului. Deci, practic, tu ai scris o legendă care nu exista. Nu. Tu ai inventat-o. Da, am inventat patru legende, pentru că sunt patru părți în spectacol și de fiecare dată am pornit de la lucruri adevărate. Eu mi-am notat, după ce m-am întors din Gheorgheni, pe un caiet absolut toate cuvintele care mă inspirau, pe care le aflasem de la actor, și pornind de la aceste cuvinte, cred că le-am folosit chiar pe toate în un text. Meciul de hockey este ceva specific locului. Ai mai avut o astfel de experiență înainte să vezi acest meci la Gheorgheni? Nu, a fost primul meci de hockey pe care l-am văzut. Ce crezi că le spune spectacolul oamenilor din Gheorgheni? Tu ai venit cu o perspectivă care vine puțin de mai departe, dintr-o altă lume și cultural și lingvistic. Ce feedback ți-au dat spectatorii sau dacă ai primit ceva de la ei? Ce crede ei despre frigul? Marea parte a fost un feedback bun. Și cred că este nu atât de mult un text despre Gheorgheni, este foarte mult într-adevăr despre Gheorgheni, dar mi se pare că este un text despre nevoia noastră de a spune povești, de a inventa povești. Pentru că atunci când e frig, oamenii stau în casă și își spun povești. Apropo, legendă și legendă inventată, în Dispariții, care este iarăși, să zicem, un text specific locului, dar altfel, specific studioului Ioric, care a propus un proiect despre emigrare, despre părăsirea locului în care te-ai născut sau despre oamenii care rămân acolo și ceilalți pleacă din jurul lor. Unul dintre critici a scris despre o legendă săsească cu un lup, nu vreau să spun prea multe, și tu ai spus la un moment dat, da, legenda aceasta nu e o legendă săsească adevărată, este iarăși una inventată. Nu, este una inventată de mine, dar care foarte bine cred că ar putea fi o legendă.
Da, cred că se încadrează foarte bine în universul, să zicem, fraților Grimm, în sensul că e un lup dintr-o pădure care coboară în oraș și cauzează niște lucruri și se Da. întâmplă câteva lucruri. În această situație paradoxală, la acest colocviu al 13-lea al Teatrelor Minorităților Naționale, va fi prezentat astăzi spectacolul Dispariții. Povestește-ne despre felul în care s-a născut textul. Da, Sebastian Nobo mi-a propus acum un an și ceva. Noi am mai colaborat împreună în alte două proiecte, dar cu texte care s-au mai montat și de către alții. Și el mi-a propus să scriu un text special pentru Ioric Studio și mi-a dat și tema. Mi-a spus că trebuie să scriu despre migrație și despre originile mele, pentru că în niciun text de-al meu nu abordez această temă. Și am simțit și eu atunci că a venit timpul să scriu despre asta și despre cum este să rămâi aici când toți ceilalți au plecat și cum e privită această migrație din punctul de vedere a celui care rămâne, a ales să rămână în țară. Adică din punct de vedere al unui etnic german care a ales să rămână aici. Și am discutat foarte, foarte mult pe tema aceasta. Și atunci am zis ok, mi-a venit o idee cât de cât pentru structură, dar nu am vrut să știu că mă mai întreba, nu, poți să-mi arăți ce ai scris? Și am zis nu, vreau să-ți trimit textul când e gata, Integral. integral. Da, este o poveste care se întinde pe o perioadă destul de lungă. Începe din anii 40, în 44-45 și ajunge în 2007, fiind povestea unei familii. De obicei, e greu să faci o dramă cu așa, în care să poți să povestești pe termen atât de lung. Care au fost momentele dificile pentru tine și cum le-ai rezolvat lucrând? Cred că cel mai dificil, ok, textul este împărțit în trei părți. Este începe cronologic în 44-45, când a avut loc deportarea etnicilor germani în lagăre de muncă în Siberia. Apoi a doua parte este are loc în iarnă, de fapt fiecare parte are loc într-o iarnă. A doua parte are loc în iarna 89-90, mare parte din ea, de Revoluție, iar ultima parte în iarna 2006-2007, când a fost aderarea României la Uniunea Europeană. Cel mai greu mi-a fost să scriu partea din 44-45, care în spectacol și în text este a doua parte, pentru că am început cu iarna anului 89. Mi-a fost greu pentru că, evident, cred că oricărui scriitor care nu a trăit o perioadă este greu să scrie despre această perioadă, pentru că nu ai trăit asta și nu e greu să redai ceva și să vorbești despre ceva ce tu nu ai trăit. Despre deportări știa, bineînțeles, din familie, dar atât în familia mea cât și în familia prietenilor și cunoștințelor nu se vorbește absolut deloc despre asta. Aveam foarte puține informații. Eu fiind și jurnalist, acum mai mulți ani, cred că vreo 14 ani, am realizat niște interviuri cu supraviețuitori ale deportărilor în Siberia și am observat că tuturor le era foarte, foarte greu să vorbească despre asta. Pentru că spuneau ei, de fiecare dată când vorbim despre asta, retrăim acele momente și nu este mult prea greu pentru noi și foarte mulți chiar refuzau să Și vor să vorbească. le uite. Vor să le uite, voiau să le uite. Acum sunt foarte puțini care au mai rămas în viață între timp. Dar am avut noroc că există totuși două cărți de oral history unde cineva a strâns foarte multe mărturii. Și una din cărți am descoperit-o întâmplător în Germania la mătușa mea.
am citit un pic din ea și apoi acasă în Brașov am găsit că exista cartea în biblioteca Forumului German, existau două cărți și am fost foarte fericită să le pot citi și am citit aceste cărți și atunci mi-am făcut o idee mai bună despre această perioadă, dar a fost greu pentru că în timp ce scriam la această parte mă trezeam în mijlocul nopții și mă gândeam că nu e ok și mă gândeam că n-am scris bine și mă gândeam că o să fie oameni care o să spună că n-a fost așa, deși absolut tot ce am scris s-a și întâmplat sau s-ar fi putut întâmpla. De unde frica asta? Că n-o să fie datele exacte sau că nu e sentimentul sau că implicațiile sunt altele? Sunt și niște implicații pentru că este o temă foarte, foarte serioasă și atunci ai o responsabilitate să redai totul exact așa cum a fost. Au avut loc deja câteva spectacole cu acest text în limba maghiară. Mi se pare interesant că o poveste care este a sașilor din Germania este spusă în limba maghiară de către actori maghiari cu supratitrare în limba română și publicul este compus mai mult din român și maghiar, foarte puțin saș. Au văzut câțiva saș, cred, da, acest spectacol, dar destul de puțin. Care sunt până acum reacțiile publicului? Au fost toate foarte bune. Și chiar mi-au scris din Târgu Mureș, care au rădăcini săsești și au văzut spectacolul, că exact așa a fost și în familia noastră, exact așa foarte bine a fost redată perioada asta. Deocamdată sunt reacții foarte bune. Vom vedea astăzi cum funcționează și la Gheorgheni acest spectacol. Da. Da, aici va fi un dialog destul de interesant, pentru că în ziua asta avem Yiddish de la Teatrul Evreiesc din București, după care urmează Dispariții. Trebuie să te întreb acum o chestie mai generală în legătură cu textele tale. Dai niște titluri care sunt foarte greu de tradus, foarte simple, câteodată numai un cuvânt, dar care un cuvânt aparent simplu, cu conotații multe și Dispariții nu e singurul și mai ales în limba maghiară este destul de greu de tradus. Cum găsești titlul când lucrezi la un text? De obicei, că în cele mai multe cazuri, titlul e ultimul. Știu că acest text era text nou. Da, acest text când l-am primit text eu. Nou și, mă rog, am aplicat la FCN și încă se numea text nou și care era ziua în care trebuia să trimit aplicația și atunci, nu știu cum am stat și m-am gândit și mi-am dat seama că Dispariții e cel mai bun titlu, pentru că aceste dispariții apar foarte, foarte des în text, fie că e vorba de persoane care au murit, fie că e vorba de persoane care au plecat în străinătate și e ca și cum ar dispărea. Și până la urmă și despre saș este vorba, pentru că au dispărut și sunt foarte, foarte multe dispariții în acest text. Și atunci mi se pare că e un titlu bun. Știu că atunci am trimis lui Oba un SMS și am scris, uite, pune măcar provizoriu titlul ăsta și după aia mai vedem. Dar după aceea mi-am dat seama că e cel mai bun titlu pe care l-aș fi putut alege. Eu nu știam cât este de greu sau ușor de tradus în maghiară. În limba română este într-adevăr foarte bun, pentru că nu înseamnă numai... Deci, dacă ne uităm la definițiile de dicționar sau familia cuvântului, atunci vedem sensurile simple în sensul de dispariții în termeni polițienești, care se anunță disparițiile și atunci vorbim despre dispariția unor persoane, dispariția celor care mor și ne părăsesc în acest fel, dar dispar și sentimente și legături omenești și locuri și case, să zicem, deci există în acest cuvânt mai multe nivele
Și în limba maghiară este destul de greu de redat, pentru că eltűnések, care ar fi traducerea mot-a-mot, nu e un cuvânt atât de simplu în limba maghiară, cum este dispariție. Și de aceea acum spectacolul se numește Eltűntek, care trimite la un serial, da, am Lost. Și am și avut această experiență a unui spectator care a descoperit legăturile misterioase cu acest serial. Noi am calculat, ne-am gândit atunci când am discutat cu regizorul, cu Oba, ce vom face dacă lumea se gândește la serial, și am zis că acceptăm sau ne confruntăm atunci când se ivește această problemă, dar de fapt interpretarea dată de spectator a fost destul de frumoasă și poetică și a zis că descoperă în opțiunea regizorală a costumelor albe această chiar pierdere în lumină, ca să zicem așa, în alb, nu în negru și în doliu și în alt domeniu, nu în întuneric. O dispariție care înseamnă altceva. Ce crezi despre asta? Da, nu știu, mie nu-mi place să fie asociat cu Lost. Cu Lost, da. Că e cu totul altceva. Da. Și, dar, da, a fost drăguță intervenția. A fost prima reacție a unui spectator care a legat spectacolul de serial și, cum spuneam, într-un fel destul de poetic, deci nu într-o referire care trivializează subiectul sau tema, în niciun fel. Și cu Hideg ai stat o perioadă în Gheorgheni, ai petrecut și o perioadă în Târgu Mureș. Cineva, una dintre actrițele care joacă un rol în spectacol, a vorbit chiar despre Târgu Mureș în perspectiva aceasta a plecări și reîntoarceri, s-a schimbat ceva. Tu trăiești în Brașov, hai să vorbim despre orașe. Okay. Cum e? Și te și plimbi destul de mult, călătorești mult dintr-un oraș în altul, pentru că ai spectacole sau alte evenimente. Cum te descurci cu adaptarea la câte un oraș? Unde îți place să fii? Peste tot îmi place. De obicei mă adaptez foarte ușor și îmi plac orașele noi. Nu e, câteodată nu e ușor să ajungi acasă să-ți faci bagajul, să-ți desfaci bagajul și după aia să îl faci înapoi și să pleci mai departe, dar mie îmi place. În orașul meu mă simt bine, problema este că nu aș putea sta mai mult de 2 săptămâni legate acolo, pentru că, din păcate, noi nu avem o viață culturală atât de bogată ca în alte orașe și atunci posibilitățile de petrecere a timpului liber în sens cultural sunt foarte, foarte reduse și de aceea mi se pare că, de exemplu, în Târgu Mureș e mult mai bine din acest punct de vedere. Și la Gheorgheni? Și la Gheorgheni mi se pare că ce aduce teatrul Figura Studio este cu mult mai calitativ decât ce pot vedea la Brașov. Brașovul e un oraș mare, un oraș bogat. Cu ce explici faptul că nu este teatru la care tu te aduce cu plăcere? Cred că este, în primul rând, de sus pornește totul, de la autoritățile locale care nu sunt interesate de cultură. Și oare nu există, așa cum există și aici, de fapt aici în Gheorgheni a pornit de la o inițiativă independentă, da, cum și studioul Ioric este un teatru independent, nu există astfel de inițiative în Brașov? Nu, din păcate nu există un teatru privat, dar acela este foarte, foarte comercial și aduce spectacole muzicale de un sau nivel. Nu, sunt comedii bulevardiere, dar făcute foarte prost. Mie îmi plac comediile de bulevard dacă sunt făcute bine, dar nu. Sunt lucruri destul de triviale și în rest nu. Și nimeni din Brașov nu s-a arătat interesat de textele tale? Să zicem, mi se pare ciudat că au un dramaturg de succes, pentru că putem să spunem asta, care e jucat în toată țara și chiar și în străinătate și nu vin cu o idee, cu un proiect.
Da, deci niciodată este, încă nu s-a montat niciun text de-al meu în Brașov. Toată lumea mă întreabă, și în Brașov când, și în Brașov când? Și eu zic, mă rog, bineînțeles că mi-ar plăcea, dar cred că în aceste condiții nu, pentru că nu mai este o trupă care să fie unită. Trebuie o schimbare foarte mare acolo ca să fiu mândră că un text de-al meu se montează acolo. Când dai un text ca să fie făcut, atunci chiar te gândești și acestea sunt considerentele tale, vrei să ajungă la o trupă, la o companie pe care tu o respecti sau ești de acord cu felul lor de a vedea teatrul? Se întâmplă, în ultima vreme eu am scris numai texte comisionate, adică un anumit teatru mi-a cerut să scriu pe o anumită temă. S-a întâmplat la Piatra Neamț, de exemplu, unde a trebuit să scriu un text pentru 12 actrițe și atunci știam din start pentru cine scriu și înainte s-au montat de mai multe ori alte texte și nu, mă bucur de fiecare dată, oriunde s-ar face. Dacă sunt spectacole mai bune sau mai puțin bune, eu de fiecare dată încerc să-l văd măcar o dată, să ajung să-l văd și... Și de obicei și, nu zici nu, când de obicei, îți cere cineva textul? Nu, de obicei, dacă vor să-l monteze ceva, nu zic nu. Da, am și vorbit despre asta, că ajungi în situații complicate câteodată cu textele tale, pentru că ești darnică, să zicem, cu ele. Crezi că ar fi nevoie și aici în România de un fel de impresariat pentru dramaturg? Sau cum vezi tu viitorul dramaturgului sau prezentul dramaturgului român? Cred că ar fi nevoie, pentru că mi se pare că dramaturgul nu e încă peste tot respectat. Sunt, cred că pot să număr pe degete teatrele, eu acum vorbesc despre teatrele de stat, pentru că independent este altceva, cei independenți sunt foarte deschiși la lucru cu dramaturgii autohtoni, contemporani. Dar în teatre de stat și în ultima vreme textele mele s-au montat mai mult la teatre de stat, unele chiar nu respectă dramaturgul absolut deloc. El e ultimul care află că... Îi se montează. Eu, după aia, sunt tot felul de negocieri destul de neplăcute uneori cu directorii și cred că, ca să scap de lucrul ăsta, ar trebui să te reprezinte cineva. Că atunci nu mai ai treabă și nu trebuie să mai... Confruntările personale sunt mai complicate decât un intermediar care ar putea să rezolve aceste chestiuni. Și mai ales, asta este o latură, și cealaltă este cum este tratat textul. Ce experiență ai cu felul în care viziunea regizorală intervine în textul tău sau vorbește-ne despre spectacolele care ți-au făcut plăcere, unde ai văzut că intenția ta a fost respectată? Eu am noroc, pot să zic că am noroc. Chiar ieri număram spectacolele după textele mele, între timp sunt aproape 50. Și îmi amintesc de montările după aceste texte și, de fapt, numai două dintre aceste spectacole n-au respectat textul și mi-au picat prost. Și prima dată mi s-a întâmplat la al doilea text și a doua montare după un text de-al meu, când efectiv regizorul a tăiat textul având 50 de pagini, e vorba de durata medie de viață a mașinilor de spălat, și el s-a lăudat că din 50 de pagini a rămas doar la 9 și totuși a făcut un spectacol de 2 ore jumate în care a pus tot felul de songuri, mă rog, copiind un alt regizor și în plus față de aceste 9 pagini, am mai inventat el niște lucruri. Care nu ți-au plăcut? El, care nu mi-au plăcut, și atunci a fost pentru mine o experiență destul de traumatizantă, dar cu toate acestea i-am mulțumit și m-am bucurat că s-a întâmplat spectacol. Atunci eram foarte tânără și acum n-aș mai face așa, acum cred că aș interzice spectacolul. Și a doua oară s-a întâmplat cu Avioane de Hârtie, chiar premiera absolută, da, a textului la Teatrul Național din Timișoara. Cred că a doua oară când zic asta într-un interviu.
Textul a câștigat concursul național de dramaturgie și urma să fie montat de către un regizor angajat acolo. Ei nu au vrut să aducă un regizor pentru că era mai ieftin și mai comod să lucreze cu cineva angajat. Și eu am modificat textul față de... Eu am trimis acolo draftul 1 la concurs, dar după aia m-am uitat peste el și mi-am dat seama că nu-mi plac unele lucruri și că vreau să schimb, am mai adăugat niște lucruri, zic eu, foarte importante pentru un personaj și o poveste care era foarte, foarte aproape de mine, era vorba de relația unei dintre personaje, Bobo, cu bunica lui. Dacă ți-amintești... Da, da, chiar este o relație cheie a întregului text, da. Exact, și... eu l-am căutat să-i spun că, uitați, vă rog frumos să luați în considerare această variantă, că acum am mai lucrat peste el și cam ăsta ar fi textul la care el. Inițial nu mi-a răspuns, n-a vrut să vorbească cu mine, nu mi-a răspuns la telefon, după care am vorbit într-o zi și mi-a zis, nu mă interesează. Tu erai mort, că erai autoarea. Da, nu mă interesează, eu cred că nici nu-l citesc, nu o să citesc, pentru că mi se pare mereu că prima variantă e cea mai bună și eu merg pe asta. Și ai dezis spectacolul? Nu, după care am vorbit cu secretara literară și am zis, uitați ce s-a întâmplat, totuși ar trebui să respecte dorința mea și am zis, stai liniște că este un regizor bun, eu am încredere. Și am venit la premieră și am observat, eu știu că eram cu o prietenă și am zis, vai, dar nu așa începe textul meu. Deci ai intervenit intervenit în text, după care a adus tot felul de recuzite, ciudat, a tăiat. Eu nu am fost mulțumită deloc și i-am zis. Și el a zis, lasă că mie îmi place cum e. Și cei de la teatru au zis, da, dar uite, totdeauna este plin. Oamenilor le place, trebuie să fii mulțumită. Și ai fost? Nu. Nu. Dar am avut noroc că după aia avioane s-a montat de multe ori și au fost toate montările foarte ok. Da, și apropiat de ceea ce, la ceea ce te-ai gândit de tu. Ceea ce m-am gândit. Ok. Atunci, să terminăm cu ceva mai... Cu ceva pozitiv. Eu vreau să te întreb ceva pe tine, cum ți s-a părut să traduci, pentru că tu ai tradus Dispariții. Da, eu am tradus Dispariții cu foarte mare, mare plăcere, pentru că pe mine m-a mișcat foarte mult textul ăsta. Mi se pare poetic, poetic într-un fel atât de simplu și nu pentru că vrea să fie poetic, pentru că pur și simplu cred că limba lucrează pentru tine într-un fel anume, așa cum dai titlurile acestea intraductibile, cum iar am o problemă cu exploziv, să nu-ți explic că și acolo avem probleme, care e iarăși un titlu absolut simplu și totuși greu de tradus și eu cred că o să mai lucrez la traducerea asta, deși cred că Abo și trupa de la Ioric au lucrat foarte frumos pe spectacolul acesta, dar am învățat câte ceva iarăși despre text și subtext și conotațiile care s-au născut acolo în timpul spectacolului, așa că o să mai revin și aștept textele noi și aștept cu foarte mare interes dacă cumva totuși scrii varianta în limba germană. Da, eu nu îmi traduc singură textele mele, totdeauna am preferat să le traduc altcineva, dar va exista o variantă germană. Okay. Mulțumesc! Mulțumim!